emoționale în ceea ce voi spune în câteva cuvinte, pentru nuanțe emoționale care derivă, zic eu, sau sunt motivate. Primul este că, prima ar fi că, scuzați și modestia ca modestia că eu o team, dar nu pot să nu mă laud că am fost printre, și sper să întâlnesc că am fost dumneavoastră, printre cei care au susținut în mod activ crearea Clubului România UE, din poziția de atunci de șef al misiunii România la Uniunea Europeană și, dacă mi-amintesc eu bine, prima reuniune în plenară a acestui club s-a realizat în noul inaugurat atunci sediu al actualei reprezentanțe a României la Uniunea Europeană. Doi, este evident emoție derivă și din faptul că avem de-a face cu aniversare. Și trei, este, cred că, ultima reuniune plenară a Clubului România UE, la care particip în calitatea pe care o am acum de reprezentant permanent, având în vedere competitiv, de la săptămâna viitoare, după aproape 10 ani de Bruxelles, din care 7 care a prezentat al șef de misiune pe care a prezentat al României la Uniunea Europeană, mă refer la București, dar cu această convingere că vreau acum din câteva ideile pe care le-a spus domnul comisar Orban, că pentru a face ca reprezentarea României la Bruxelles sau prezența României la Bruxelles să fie în continuare la nivelul la ceea ce ne dorim și cred că au făcut niște, sunt lucruri remarcabile care s-au făcut deja, este în continuare nevoie de efort deosebit și pensat. Și, mă rog, sper să pot să fiu în continuare contributor la acest efort. Eu aș m-aș felicita și m-aș adresa în modul cel mai sincer felicitări pentru ceea ce a făcut Clubul România UE în acești 5 ani de existență. Și cu astea câteva gânduri legate de cum văd eu, după o anumită experiență acumulată de anul acestor ani, ce se poate face în continuare, pornind deci de la ceea ce s-a făcut, și ținând seama de contextul care are comunitate. Prima întrebare este, sigur, titlul conferinței dumneavoastră este foarte ambițios. Poate că eu mă întrebam de ce, din 2014 încolo, pentru că oricum suntem deja în 2007-2013 ca perspectivă și noua perspectivă că va fi de tot de 7 ani sau de 5 ani sau de alți ani, de alt număr de ani, tot 2014, absolut, absolut. De-aia voi permite să vorbesc despre ceva care eventual se duce și dincolo de 2013 și chiar de 2014. Și aș porni de la ceea ce ziceam deja, lecții învățate. Și o primă idee pe care permit să o sugerez, am mai enunțat-o și în alte prilejuri și sunt absolut convins că deja, pe baza recordului, că Clubul România UE poate contribui substanțial în această privință, este ca să consolidăm percepția că, într-adevăr, am trecut de la statul de țară candidată și suntem stat în Uniunea Europeană. Pentru că, așa cum spunea și profesorul Orban, altele sunt, alte paradigme în care ne mișcăm. Sentimentul personal este că încă mai este mult de lucru în această privință. Sau în orice caz mai este de lucru. Și aici, dar și acasă. A doua chestiune este că trebuie să ținem seama, în această calitate de stat membru acum, să înțelegem bine și să conștientizăm foarte bine care sunt atribuțiile, care sunt posibilitățile unui stat membru de a se exprima și de a fi activ în Uniunea Europeană, coroborat cu ceea ce înseamnă competențe, atribuții ale fiecare dintre instituțiile europene. Și competențe comunitare, competențe mixte, competențe naționale. Sunt chestiuni esențiale. Sunt legate de acest lucru. Cred că este de asemenea la fel de important să conștientizăm faptul că șansele noastre de a ne promova interese naționale în instituții, în mediul comunitar, sporesc substanțial dacă vom putea să concepem aceste interese, astfel încât ele să fie percepute și ca interesele Uniunii Europene. Mie mi se pare că este o chestie esențială, trebuie să o avem în vedere. Repet, șansele
de reușită unor asemenea eforturi de promovare vor fi cu siguranță mult mai puternice. După cum, trebuie să avem în vedere că interesele Uniunii Europene sunt și interesele noastre. Altfel spus, Bruxelles acum înseamnă și România, după cum la București trebuie să semne și Bruxelles. La București și în extensiune toată țara. Sigur, derivă mult de aici. Să înțelegem o serie de principii și de politici ale Uniunii Europene. Subsidiaritatea, de exemplu. De aici, mai departe, un efort pentru o cât mai bună modelare a poziției pe care noi le exprimăm, ținând seama de câteva principii fundamentale ale construcției europene, unul dintre ele fiind acela solidarității europene. Și această solidaritate, pot să vă confirm, de când sunt reprezentant permanent, deci un an și ceva, că ea se manifestă. Și inclusiv sunt lucruri concrete la care fac referire, la care mă gândesc atunci când spun acest lucru. Și când privesc acest lucru, acest aspect prin prisma intereselor noastre naționale. În altă ordine de idei, trebuie să fim conștienți că atunci când promovăm niște interese, în accepțiunea la care m-am referit, trebuie să ne gândim foarte mult în amonte, de momentul în care venim cu promovarea interesului aici la Bruxelles. Sigur că pentru asta este foarte mult nevoie, foarte multă nevoie de cunoașterea de către toți cei implicați la nivel național, nu numai central, ci și local, a ceea ce înseamnă construcția europeană. Ca să putem, cu chestiune foarte concretă. Acum, beneficiem. Vom beneficia, nu e ca să mai dau cifre, de sume importante, fondurile de coeziune, fondurile structurale. Suntem de țările, nu doar noi membre, ci dintre țările membre care au reușit să facă astfel încât programele operaționale care vor permite accesul la aceste fonduri să fie deja aprobate, dar cu, cum se cheamă, beneficierea de aceste oportunități înseamnă programe, proiecte foarte, foarte bine concepute. Deci, posibilitatea asta, asemenea proiecte, să nu se aștepte să le facă, să nu ne așteptăm să le facă doar ministerele, ci ele trebuie să vină. Ieri am asistat la inaugurarea primei reprezentanțe a unei regiuni de dezvoltare a României aici la Bruxelles, este vorba de Cacetu. Este evident că asemenea proiecte trebuie să vină de acolo. Că până la urmă, un proiect de dezvoltare rurală, un proiect de dezvoltare a infrastructurii, cine poate face cel mai bine, cine poate concepe cel mai bine decât cei care sunt acolo la fața locului. Ce ne propune înainte de aceasta? Pentru ca să putem să fim o țară activă, și suntem, dar și mai activă, și mai cu o contribuție și mai substanțială, nu trebuie să neglijăm faptul că de la 1 ianuarie 2009, instituțional vorbind, arhitectura Uniunii Europene aduce multe elemente noi prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Cred că este esențial. E esențială diseminarea. De asta aveți un rol foarte important. Puteți avea un rol foarte important în această privință. Diseminarea în opinia publică românească ce înseamnă, ce aduce nouă tratat. Și pe cale de consecință, ce noi oportunități se deschid pentru noi prin intrarea în vigoare a acestui tratat. Sunt, vor fi procese importante care se vor derula în anii, apropo de priorități, în prezent și în viitor, cum s-ar intitula intervenția mea. Trebuie să avem în vedere că sunt procese importante care se vor derula în următorii 1-2 ani. Între care, revizuirea bugetară, procesul de revizuire bugetară a Uniunii Europene. Sunt legat de aceste implicații asupra politicii agricole, de exemplu. Politica de coeziune. Ori dacă noi dorim să folosim toate oportunitățile pe care dorim să le utilizăm, să le valorificăm, trebuie să avem în vedere în ce măsură actualele politici ale Uniunii Europene vor trebui menținute, eventual consolidate sau eventual nuanțate după 2013. Și cele trei despre care am vorbit sunt esențiale pentru noi din perspectiva convergenței economiei românești cu economia Uniunii Europene.
Din nou, cred că sunteți și bine plasați pentru a ajuta la înțelegerea sau la conștientizarea nevoii urmăririi evoluțiilor de spate în aceste direcții. Și alte chestiuni. Serviciul de acțiune externă. România este și poate să fie, este deja confirmat acest lucru și poate să fie un actor cu autentică valoare adăugată în promovarea ceea ce este și va fi mai ales după intrarea în vigoare a tratatului, politica externă, politica europeană de securitate și apărare, politica externă a Uniunii Europene, relația de acțiune externă a Uniunii Europene. Și dacă ne uităm puțin la câteva din deciziile Consiliului European de când România este membru, vom vedea că sunt contribuții directe pe care putem consolida. În sfârșit, timpul este scurt, ce vrem sau ce aș dori eu sau cum doresc eu să văd România după 2013-2014. Mă gândesc în primul la chestiuni cu implicații directe asupra cetățeanului român. Să fim deja la momentul 2014, de cel puțin 2 ani, parte din spațiul Schengen. Obiectivul este 2011. De ce nu? La răscurcea 2013-2014 să intrăm în zona euro. De ce nu? Să fim unul dintre actorii principali ai promovării și consolidării politicii europene de vecinătate. Fie că vorbim despre vecinătatea sudică sau de cea estică. De ce nu? Actor de primă mărime și dezvoltările recente le confirmă că poate să se întâmple acest lucru în spațiul Mării Negre. Iată câteva din lucrurile pe care am dorit să le spun cu această ocazie, pornind de la ceea ce am constatat că a făcut și poate să facă acest salutar organism care se cheamă, această salutară organizație care se cheamă Clubul România UE și care, în perspective despre care am vorbit, are oportunități deosebite pentru a se manifesta și mai puternic. Încheie prin a spune că, încă o dată, Bruxelles, în momentul de față, înseamnă și România. Vă mulțumesc foarte mult!